Protestul Cartel Alfa este de altfel o acțiune organizată la nivel național. La Giurgiu au venit miercuri, 3 octombrie, în fața prefecturii, cu câteva pancarte și fără să scandeze vreun mesaj, circa 100 de giurgiuveni. Am contribuit și noi la erodarea guvernelor Boc și Ungureanu și dânșii au ajuns la guvernare. Dar nu asta e esențial. Esențial este să ne rezolve ceea ce ne-au promis și au încheiat un protocol cu noi. Vom să ne invite prefectul, vom depune un material cu revendicările noastre, care țin de legea dialogului social, legea, faimoasa lege 62/2011. O delegație a sindicaliștilor a fost invitată la prefect, Lavinia Crișu, dându-le asigurări că revendicările lor vor ajunge la guvern.